Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la ora expertizei zi, încărcată pe agenda politică zilei de astăzi, anunțul nocturn al oligarhului Vladimir Plahotniuc de implicare activă în formarea unei majorități parlamentare, anunțul celor 14 deputați care s-au desprins de pe CRM și au creat platforma parlamentară social-democratică cu care Plahotniuc s-a întâlnit ulterior, desigur, consultările fără rezultate dintre PD, PLDM, PL și grupul Leancă și, în consecință, decizia președintelui Mofti de a-l desemna în funcție de premier al Republicii Moldova pe omul de afaceri Ion Sturza. Acestea au fost câteva dintre titlurile cele mai importante ale zilei. Le vom discuta astăzi, în această seară, și le vom comenta pe rând împreună cu invitații mei, domnul Octavian Țicu, politolog, istoric, Ion Târguță, jurnalist, și Alexandru Cozer, jurnalist. Bună seara și bine v-am găsit! Bună seara! Pentru început să urmărim subiectul realizat de colegii noștri de la știri privind anunțul și decizia luată de președintele țării Nicolae Timofti privind desemnarea lui Ion Sturza în calitate de candidat la funcția de prim-ministru. Eu am semnat decretul de a-l desemna pe domnul Sturza Ion. Cunoaște foarte bine problemele legate de economia țării, starea financiară, starea generală în societate și eu sper că dumnealui va reuși să rezolve problemele cu care se confruntă astăzi societatea. Când am vorbit eu, nu toate fracțiunile și-au expus opțiunea de a-l susține. Dar eu sper că își vor revizui viziunile. Voi încerca în timpul apropiat să lansez consultări cu partidele reprezentate în Parlament și nu numai cu cele din fosta alianță de guvernare, în încercarea de a avea o majoritate care ar fi votat un guvern care eu îl văd neafiliat politic. Vreau să fiu alături de poporul meu, vreau să fiu alături de președintele țării în acest moment destul de complicat pentru Republica Moldova. Candidatul desemnat afirmă că o prioritate a noului cabinet de miniștri va fi restabilirea relațiilor Republicii Moldova cu partenerii externi. Una dintre primele condiții pentru membrii guvernului va fi semnarea unui cod de integritate care va aduce alți oameni în conducerea guvernului. Să încercăm să trecem cu bine iarna asta din punct de vedere energetic, că avem foarte multe vulnerabilități. Știți că noi avem astăzi o relație destul de complicată, așa mai puțin politicos spus, cu partenerii noștri tradiționali. Trebuie să restabilim pentru a restabili și suportul financiar de care are nevoie Republica Moldova. Ion Sturza a mai deținut funcția de prim-ministru al Republicii Moldova în anul 1999, însă a fost demis de legislativ după 8 luni de mandat. El a fost destituit din funcție de comuniști, creștini, democrați și independenți care în acea perioadă erau la guvernare. Motivul demisiei a fost intenția lui Sturza de a privatiza mai multe întreprinderi din industria vinului și tutunului. În calitatea sa de premier, Ion Sturza a realizat un șir de reforme economice și sociale, cum ar fi reforma teritorială, bugetar-fiscală și agrară. În vârstă de 55 de ani, Ion Sturza deține mai multe afaceri în domeniul investițiilor financiare și a comerțului online, iar în trecut a fost director general al companiei Rompetrol Moldova. Potrivit revistei Forbes, fostul premier al Republicii Moldova ar avea o avere de aproximativ 90 de milioane de euro. Ion Sturza are la dispoziție 15 zile pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului de activitate și a întregii liste a guvernului. Dacă legislativul nu va vota un nou cabinet de miniștri până pe 29 ianuarie, atunci va fi dizolvat. Ion Sturza a fost și unul dintre persoanele care a fost propuse în BOP pentru a se vedea care este dorința oamenilor, dacă este, are priză la public și are într-adevăr. Este și decizia președintelui Nicolae Timofti. Această decizie, cum comentați de fapt gestul președintelui Nicolae Timofti de a-l promova pe domnul Ion Sturza la șefia cabinetului de miniștri? Cine dorește să înceapă? Domnul Timofti l-a intrat pe domnul Sturza mai mult pentru a se proteja pe sine însăși. Domnul Sturza este un candidat interesant, dar cu nu prea multe șanse, ca să fim sinceri până la capăt, pentru că Partidul Democrat, cel care l-a desemnat cândva pe Sturza în calitate de prim-ministru, acum nu mai dorește și îl consideră din alt partid. Bun, domnul Sturza s-ar putea să fie la momentul actual
candidatul ideal, pentru că dânsul nu vine din, nici din sânul PLDM-ului și nici sânul altor partide. Amintiți-vă că Sturza la un moment dat era într-un conflict aproape deschis cu Vlad Filat, pe care îl critica foarte dur, după, dacă nu greșesc eu, după un an și ceva de mandat la guvern. Dar Sturza, apropo, a fost premierul care a fost agreat de occidentali la un moment dat pentru a semna un acord de asociere cu Uniunea Europeană. În 1999, Republica Moldova a avut șansa, exact pe timpul când Sturza se afla în fotoliul de prim-ministru, să fie acceptată exact în aceeași becă cu România. Ambasadorul Germaniei, dacă nu greșesc, a avut o întâlnire cu domnul Roșca, înainte de a demite guvernul Sturza, pe care l-a rugat foarte mult să nu-l demită. Pentru că occidentalii ne promiteau atunci statutul de țară asociată la Uniunea Europeană. Deci Moldova a avut șansa pe timpul lui Sturza să se afle exact în situația în care se află acum. Am pierdut cam această perioadă de două mandate comuniste plus cele trei alianțe pentru integrarea europeană. Și am ajuns exact acolo unde l-a lăsat Sturza. Nu știu dacă dânsul este exact omul care poate să continue lucrul pe care l-a început, dar nu este un candidat prost pentru Republica Moldova. Din păcate pentru noi și poate și pentru dânsul, nu are prea multe șanse. Depinde foarte mult de abilitatea lui de a negocia. Noi am văzut și un ping-pong, cel puțin la nivel verbal, între Ion Sturza și Marian Lupu, liderul PD. A și declarat astăzi liderul PD că nu va susține candidatura lui Ion Sturza. Va găsi Sturza de altfel act de cojoc și se va impune ca să găsească o formulă corectă, o formulă bună, propice pentru a-și forma cabinetul și să fie votat în Parlament, sau este o candidatură care are un alt scop, urmărește un alt scop? Lupu a mers departe și el s-a declarat absolut sigur că nu are nicio șansă Ion Sturza să devină premier. A numit această desemnare un eșec total. Niște cuvinte foarte grele a aruncat domnul Lupu în acel briefing de presă, în care l-am văzut destul de îngrijorat. Deloc nu părea la fel de sigur cum l-am văzut, în special în săptămânile de după demiterea guvernului Străleț. Într-adevăr, cred că Ion Sturza a fost propus mai mult pentru a transmite ceva cetățenilor decât pentru a deveni cu adevărat premier, pentru că dânsul într-adevăr nu are șanse. Este foarte important mesajul pe care l-a transmis Ambasada Statelor Unite ale Americii exact în perioada în care domnul Sturza se afla la discuții cu președintele Nicolae Timofti. Un mesaj foarte clar al ambasadei, care domnul ambasador James Pettit se întreba, dar actuala clasă politică se întreabă oare ce dorește poporul? Știu actualii lideri politici ce este democrație? Poate măcar în perioada sărbătorilor vor înțelege ce este democrație și vor acționa ca atare. Din reacția Partidului Democrat se vede că nu s-a înțeles acest lucru. Însă, da, Alex, Nicolae Timofti... paranteză, o precizare aici. Acest mesaj al ambasadei a fost plasat înainte de anunțul făcut de președinte, dar după anunțul făcut exact de... Exact când Ion Sturza se afla la președinție. Exact, da, exact când se afla la președinție Ion Sturza, undeva la ora 4 și jumătate. Cel mai important semnal și cel mai bun lucru din această nominalizare este faptul că încă o dată țara va vedea cine sunt pro-europeni cu adevărat în Parlament și cine doar mimează acest proces, ce este cu Iurie Leancă, ce este cu Mihai Ghimpu, cum acționează ei, deși lucrurile sunt destul de clare și astăzi l-am văzut pe Mihai Ghimpu ieșit extrem de nervos de la consultările cu Timofti, l-a acuzat pe președinte de înțelegeri ascunse, de tot felul de scheme cu PLDM-ul. Mie mi-este foarte interesant să văd cu ce echipă va veni în Parlament domnul Sturza, dacă va fi o echipă foarte bună. La fel mi-este foarte interesant să văd argumentele celor din PD și din PL pentru a nu susține acest guvern.
Iar cu aceste argumente, încă o dată, Republica Moldova, partenerii noștri din Occident, se vor convinge că actuala clasă politică, că actualele partide politice, de fapt, doar au mimat și doar s-au folosit de pretextul integrării europene pentru a jefui această țară și a aduce-o unde este astăzi. Asta urmărește domnul Nicolae Timofti, să scoată în veleag, de fapt, culoarea adevărată a PD-ului, a PL-ului, a grupului Leancă, a celor care mimează cursul pro-european, reformele în țară. Eu eram la 16 martie când a fost ales Timofti președinte. Cred că am fost unicul om, poate Alexei Tulburic, mi-aduc aminte, am fost cu el Europa Liberă. Dar eu am anunțat atunci cine este Timofti și de ce a fost ales președinte. Pentru că eu, de fapt, văd toată această bătălie ca o încercare a ultimă, dacă vreți, de confruntare între două grupuri de interese care în Republica Moldova își dispută la ora actuală supremația. Și eu am să le iau într-o analiză undeva diferită de felul cum ai sugerat tu, pentru că eu văd în primul rând Republica Moldova la ora actuală dominată de un singur om. Cu alte cuvinte, într-un verset biblic, deci Moldova a fost condusă de trei vlazi care au rămas doi plahotniuc. Așa. Este apogeul în care acest om controlează Republica Moldova pentru că el a anticipat prin felul în care a acționat astăzi, bine, mă refer la forma expresă de manifestare, că cunoștea cu anticipație numirea lui Sturza, care nu-l va agrea, pentru că Sturza are o mare problemă în prisma faptului că vine ca o emanație a guvernării lui Lucinski. Și tot acest angrenaj care s-a creat pe LDM-ul, mă refer, Timofti ca președinte a Curții de Apel în perioada lui Timofti, lui Lucinski, din 96 până în 2001. Deci Sturza, Vlad Filat, care era ministru de stat, Țopii și așa mai departe. Deci toată această încrengătură a fost și este văzută extrem de periculoasă pentru Vlad Plahotniuc, care a făcut un gest împreună cu moșul, așa, pentru că acum este evident că legătura între Vlad Plahotniuc și Vlad Voronin a fost una constantă și una bine regizată de-a lungul acestei perioade în care au mimat opoziție și guvernare și de care s-a folosit în permanență pentru a scăpa de, deci, de PLDM și de Vlad Filat. Pentru că, în ultimă instanță, această ruptură îl face pe Plahotniuc, care revine extrem de nervos și agresiv în politica noastră, într-o ipostază pe care a negat-o la început, pentru că el a venit absolut senzațional. Deci, întâi a refuzat toate funcțiile, inclusiv de parlamentar și de membru, și după aceea devine, deci, conducătorul celui mai important grup parlamentar la ora actuală, care se creează în Parlament. Iar regula jocului diplomatic, jocului democratic, este simplă. Ai majoritate, îți poți crea, deci, guvern. Și la ora actuală, unicul om care are majoritate în Parlament este Vlad Plahotniuc. Ce va fi mai departe este interesant de urmărit, dar probabil trebuie să vedem un mesaj foarte interesant în faptul că asupra lui Timofti s-au făcut presiuni mari pentru a accepta o altă candidatură și semnalul care l-a atras inclusiv la ambasadele externe și la partenerii occidentali și mesajul Occidentului de a nu face presiune asupra șefului statului undeva i-au dat o încredere că poate aborda numirea lui Sturza, care din punctul de vedere întrunește calitățile pentru a fi un bun prim-ministru. Și eu nu sunt absolut sigur că echipa pe care o avea Sturza va fi reprezentativă, pentru că va fi aleasă, dar poate deja a fost gândită, pentru a oferi o guvernare de calitate. Și aș fi de acord cu Alex aici că numirea sa este, dacă vreți, o provocare pentru Plahotniuc și această alianță pro-europeană. Pentru că respingerea lui Sturza, într-adevăr, pune o mare semn de întrebare asupra, deci, caracterului pro-european și democratic al acestei guvernări. În această ordine de idei văd eu ceea ce se întâmplă în Republica Moldova la ora actuală, iar jocul care va urma va fi foarte interesant de urmărit prin prisma acțiunilor celor mai importanți actori politici. O să discutăm acum în legătura telefonică directă cu noi este domnul Vladimir Socor, analist politic al Fundației Jamestown. Domnule Socor, bună seara! Bună seara!
Domnule Osacor, cu siguranță ați urmărit ce s-a întâmplat astăzi în Republica Moldova. Au fost mai multe știri, mai multe știri care au ținut agenda zilei în toate media. Probabil cea mai importantă sau una dintre cele mai importante este desemnarea sau decizia președintelui Nicolae Timofti de a-l desemna în funcția de premier al Republicii Moldova pe domnul Ion Sturza. Aș vrea pentru început, domnule Socor, să ne spuneți să faceți un comentariu la contextul de astăzi al Republicii Moldova în care apare domnul Sturza și dacă este un candidat bun pentru, în circumstanțele de astăzi, pentru Republica Moldova și dacă vedeți în vreun fel sau altul ca domnul Sturza să poată să convingă și să ia suficiente voturi în Parlament pentru a-și pune în aplicare ideile și eventual programul la care deja lucrează, probabil. Domnul Ion Sturza este o personalitate competentă, profesională, cu conștiința interesului național. Dânsul de multe ori i-a criticat pe politicienii moldoveni tocmai pentru faptul că deseori le lipsește conștiința interesului statului și al națiunii. Desemnarea domnului Sturza este o acțiune care merită susținută. Președintele Timofti merită salutat pentru această propunere. Este o acțiune defensivă menită să stabilească, să oprească planurile domnului Plahotniuc de a pune stăpânire deplină pe stat. Până acum, domnul Plahotniuc controlează nu întreg statul, dar părți importante din el. Deci este o acțiune defensivă foarte importantă. Punctul al doilea. Această acțiune a devenit posibilă datorită PLDM-ului, datorită echipei domnului Valeriu Streleț, care în toate aceste săptămâni și luni a rezistat încercărilor de șantaj, de presiune venite din partea partidului domnului Plahotniuc. Anume, dânsii au făcut posibilă această acțiune defensivă. Un al treilea comentariu. S-a creat această platformă zisă social-democratică între partidul domnului Plahotniuc și cea mai mare parte a Partidului Comuniștilor. Este o platformă pseudo-social-democratică, ea nu are nimic de a face cu social-democrația europeană. S-ar putea ca vreun deputat din Parlamentul European, din partea socialiștilor, să salute crearea acestei platforme, dar ea nu are nimic cu ideea europeană de social-democrație. Prin aceasta însă se conturează o împărțire destul de clară a Parlamentului între centru-stânga și centru-dreapta. O asemenea polarizare nu exista până acum sau nu era evidentă. Acum ea devine evidentă. Am un comentariu și despre anunțul domnului Plahotniuc de azi dimineață, prin care dânsul anunță revenirea sa oficială în politică după așa numita autosuspendare. Dânsul vorbește despre o terapie de șoc. Pregătește Republicii Moldova o vindecare printr-o terapie de șoc. Dar dânsul nu are cea mai mică idee despre ce înseamnă conceptul de terapie de șoc. Aceasta a fost politica aplicată în țările foste comuniste din Europa Centrală și Răsăriteană în deceniul anilor 90, prin care justiția a fost eliberată de sub comanda politicienilor și prin care s-a introdus economia de piață, care a făcut posibilă aderarea acestor țări la Uniunea Europeană. Domnul Plahotniuc cu siguranță că nu cunoaște această problematică. De altfel, în declarația sa de azi dimineață, dânsul nu menționează Europa sau orientarea europeană. Menționează această platformă social-democratică, dar nu spune niciun cuvânt despre Europa sau orientarea europeană. Și în concluzie, aș vrea un punct în concluzie. Probabil că ne îndreptăm spre alegeri anticipate, deoarece nu va exista o majoritate parlamentară pentru aprobarea candidaturii domnului Ion Sturza ca prim-ministru. Iar în apropierea unor alegeri parlamentare anticipate, consider că este necesară o uniune pe dreapta a tuturor forțelor care sprijină interesul național și orientarea europeană. Și mă refer în mod specific la echipa condusă de domnul Valeriu Streleț, Partidul Liberal-Democrat din Republica Moldova, Partidul Platformei DA,
domnul Sturza, ca o personalitate politică importantă și cu multă greutate în viața politică a Republicii Moldova, mă gândesc de asemenea la doamna Maia Sandu, deocamdată aceste forțe politice și aceste personalități nu acționează în mod coordonat și s-ar putea ca în alegerile anticipate aceste forțe politice să concureze una împotriva celelalte pe același segment al electoratului. Acest lucru poate și trebuie să fie evitat printr-o uniune pe centru-dreapta. Domnule Socor, vreau să vă întreb dacă nu credeți cumva că decizia domnului Timofti de a-l promova pe Ion Sturza la șefia cabinetului de ministri urmărește cumva scopul pe care am înțeles că îl vedeți ca și viitor apropiat, alegerile anticipate, și doar că este un pas pe care l-a gândit în scop defensiv. Da, este o foarte reușită mișcare defensivă, după părerea mea, câștigă timp și timpul acesta trebuie folosit pentru forțele reale pro-europene, nu cele declarate, dar cele reale, nu cele din aturajul domnului Plahotniuc, dar forțele reale pro-europene care înțeleg interesul național de a se unifica pe centru-dreapta. Prin nominalizarea candidaturii domnului Ion Sturza s-a câștigat timp. Timpul acesta trebuie folosit. Domnule Socor, vă mulțumesc foarte mult pentru comentariu. O seară bună să aveți. Am discutat cu analistul politic al Fundației James Hunt, Vladimir Socor. Am văzut care sunt și pozițiile dânsului. Este o poziție defensivă. O vedeți în același fel? A președintelui? A președintelui. Să înțelegem domnul Timofti nu a avut prea multe opțiuni. Vom avea alegeri anticipate, iar decizia de astăzi este pentru... Eu nu cred că este momentul să discutăm acum despre alegeri anticipate. În primul rând pentru că Partidul Democrat a făcut un joc complicat și complex. Iar eu nu cred că acest joc se va opri aici, la alegerile anticipate. Să nu uităm că mai există opțiunea impeachmentului, care probabil Partidul Democrat o va utiliza. Dar crearea s-a discutat azi foarte mult, în special deputații comuniști care au plecat din fracțiune, au vorbit foarte mult despre posibilitatea impeachmentului, în special după numirea domnului Sturza ca și candidat. Bun, s-ar putea să ajungem la anticipate. Există o asemenea probabilitate, dar nu trebuie să excludem acum și probabilitatea impeachmentului. Pentru că desemnarea unui președinte interimar, care în mod logic ar trebui să fie domnul Candu, ar duce la un deznădământ favorabil Partidului Democrat. Dacă vom plusa foarte bine și vom vedea că deputații comuniști transfugi sau precondiționați, dacă vreți, în social-democrați, ei vom plusa la ceilalți care există până acum, ar exista o majoritate. Și atunci lucrurile s-au schimbat foarte mult. E un scenariu și acesta, dar domnul Socor vorbea și despre necesitatea creierii unei uniuni de centru-dreapta. Cum este văzută această idee și această... De fapt, atunci când s-a lansat Partidul Platformei de Unitate și Adevăr, chiar în vocea președintelui Andrei Năstase s-a evocat nu o singură dată că este o platformă care rămâne deschisă pentru personalități precum Ion Sturza, Maia Sandu, chiar domnul Octavian Țicu, care este aici, și anume în această situație a fost creată această platformă pentru că bat alegerile anticipate la ușă și riscăm să rămânem pe dreapta din nou fără alternative. Este nevoie de o coalizare pe dreapta, este foarte importantă această coalizare, însă este foarte important să nu se întâmple, să nu călcăm pe aceleași grebe. Domnul Socor a vorbit și despre Partidul Liberal Democrat. Eu cred că Partidul Liberal Democrat trebuie să-și facă măcar acum rolul istoric pentru care a fost votat, să-l asculte pe Vlad Filat în momentul în care era cu cuțitul la gât, practic, în ultimul său discurs din Parlament, și să lupte până la capăt pentru ceea ce a fost votat și să-și dea obștescul sfârșit, pentru că asta este de fapt Partidul Liberal Democrat. Dar Partidul Liberal Democrat nu va fi invitat la guvernare, pur și simplu.
Nu, domnul Socor vorbea în eventualitatea unor anticipate. Alianța, dacă va exista în Parlament, va fi una de stânga, mai cu curând. Siguranță, cu siguranță, domnul, dacă va exista. Vor fi 34 de deputați social-democrați, așa zici, da? Iar sintagma liberal în alianțele anterioare s-a repetat de două ori. Și doar odată democrație, iar aici democrație se vor repeta de două ori și odată liberal. Este un scenariu. Eu aș vrea să-l văd pe Mihai Ghimpu cum va mai explica de această dată o astfel de cârdășie cu comuniștii, cu Plahotniuc. De fapt, cred că chiar se făceau foarte multe glume astăzi, că Voronin este foarte supărat că n-a părăsit și el pe CRM-ul. Dar Plahotniuc i-a spus că nu este timpul. De fapt, prin faptul că a rupt doar această parte din PCRM, i-a lăsat o ușă deschisă lui Mihai Ghimpu de a accepta o alianță, pentru că spună că, domne, uite, ăștia nu mai sunt comuniști, sunt platformă social-democrată, vin din partea Partidului Democrat, odiosul Voronin nu mai există. Când nu există, a rămas în partid. Partidul Comunist există ca și fracțiune în Parlament și a păstrat toată simbolistica, atributica, ideologia și așa mai departe. El va spune că nu, nu este adevărat. Vladimir Voronin, tot partidul a rămas acolo. Nu. Există alți deputați care au plecat. Logica noastră este foarte corectă, dar să nu puneți lângă logica lui Mihai Ghimpu, că cred că nu. Logica lui Mihai Ghimpu întotdeauna este... Păi a declarat. Să vedem ce a zis Socor, a zis de eventualitatea unei coaliții, deci de alegeri, în eventualitatea alegerilor. Dar eu cred că este cam încurcată treaba, din moment ce mesajul principal la platformă a fost anti-Filat și anti-PLDM prin prisma că a fost un partid care a creat în sine sistemul și care nu cred că și așa a devenit virgin până la urmă. Nu știu în ce măsură platforma este gata să facă un compromis de alianță, fie și pentru a-l demite pe Plahotniuc, în contextul unor alegeri. La noi nu a existat așa ceva în care două forțe majore, undeva antagoniste, se coalizeze în contextul unor alegeri pentru a demonta o altă forță politică. Dar cine știe cum va fi. Mie mi se pare aici o chestie foarte ciudată. Deci înaintez candidatura unui om destul de respectabil într-o societate care are toate aturile de a deveni prim-ministru și credibilitate din punct de vedere a ceea ce numim noi credibilitate în Republica Moldova, și ești sigur că nu ai majoritate parlamentară. Dar în cazul în care este... domnul Socor i-a avizat, de fapt, a avizat și PL-ul, aici ar fi o uniune de centru dreapta cu PPM-ul, dar intră PL-ul, platforma, da? PL-ul până la ora actuală nu a demonstrat că are capacități și vrea să iasă de sub tutela PD-ului. Asta s-a creat o impresie că PL-ul este total aservit și controlat și dominat de această retorică a salvării cursului european și se identifică cu PD-ul. Nu știu în ce măsură există dosare, capacități, posibilități de a-l intimida, de a-l influența, de a-l șantaja și așa mai departe, dar Mihai Ghimpu până la ora actuală nu a făcut niciun gest care să demonstreze de la 5 iunie sau 6 iunie când a fost atunci. Deci când a blocat accesul platformei la Marea Adunare Națională atunci, deci nu a făcut niciun gest care să demonstreze un contrariu. Și asta l-a băgat într-o oală comună cu tot măsura în care va reuși să se detașeze. Poate are o șansă de a reveni undeva și de a demonstra altceva în condițiile în care se va reseta probabil această nouă formă de... Dar tot ceea ce este până la ora actuală demonstrează faptul că PL-ul nu poate să se detașeze de retorica PD-ului privind salvarea cursului european. De Leancă nici nu mai zic nimic, acolo totul e clar. Deci de la început a fost clar și lucrurile par cât se poate de transparente în privința creierii acestei majorități pe care un singur om o are la ora actuală în Parlament. Mi s-a părut foarte interesantă ideea impeachment-ului pe care domnul Terguț a invocat-o. Este o chestie care vine și pe fundalul faptului că în curând va trebui să fie ales președinte. Iar o perioadă îndelungată în când nu va fi ales, această perioadă de intermediare va fi asigurată de candul de președintele Parlamentului. Asta poate dura și 2 ani de zile, așa cum a fost în cazul lui Timofti înainte de asta. Și asta lasă Partidului Democrat niște mecanisme foarte clare de control a societății. În condițiile, eu cred că există o singură forță politică capabilă la ora actuală care îl poate scoate din cărți. Este vorba de Platforma pentru Dreptate și Adevăr, care a făcut un pas politic
undeva cu multe complicații pe care n-aș vrea să le comentez acum, dar care, indiferent de oamenii care sunt, ne plac, nu ne plac, este unicul actor politic important care a pus presiune și care poate determina o schimbare. Dar astăzi, până la alegeri anticipate, dacă e să vorbim despre partidele din vechea alianță, de exemplu, vorbesc de același Partid Liberal. Dacă, de exemplu, Partidul Liberal, nu știu, poate sau nu, cu grupul Leancă, împreună cu PLDM-ul, s-ar uni pentru a-l susține pe domnul Sturza, ar strânge sau nu în felul ăsta la ungher Partidul Democrat să accepte și să... Nu le ajung voturi. Dar imaginați-vă complexitatea acestui joc pe care l-a făcut Partidul Democrat până acum. Exact. Cât a fost de mare, cât a fost de larg, cât a fost de profund până la urmă. Și să ajungă la un moment dat să zică, iertați-ne, dar am cam dat-o în bară. Nu, Partidul Democrat va merge până la capăt și s-a văzut. S-a văzut pentru că probabil negocierile au durat foarte până târziu. Vlad Plahotniuc, iertați-mă, la ora 3 noapte probabil că îl doarme la fel ca și toată lumea. Da? Dar la 3 noaptea să postezi niște chestii pe Facebook de genul ăsta, trebuie să ai un motiv. Pentru că imediat ce am ajuns noi la serviciu, comuniștii deja erau în sediul agenției Infoprim și făceau declarații. Deci, în mod normal, s-a lucrat până târziu. Iar Vlad Plahotniuc a anticipat anumite evenimente care ar trebui să se producă. Iar aceste evenimente care s-au produs au fost rodul unor negocieri. Și ele au fost foarte apropiate ca și timp. A anticipat sau a avut surse din interiorul președinției? Nu, să fim serioși. Să fim serioși. Să știu foarte clar. Și faptul că comuniștii au ieșit în fracțiune, probabil că iarăși s-a negociat. Acum, în legătură telefonică directă cu noi, este analistul politic din România, Armand Goșu. Domnule Goșu, bună seara! Bună seara! Domnule Goșu, aș vrea să ne spuneți și dumneavoastră cum se vede de la București candidatura care a fost astăzi propusă de președintele țării, Nicolae Timofti, candidatura domnului Ion Sturza. În opinia dumneavoastră, domnul Ion Sturza, cât de capabil este astăzi să facă un cabinet de miniștri care să fie și pe placul parlamentarilor, atât timp cât Partidul Democrat astăzi a și anunțat la scurt timp după decizia domnului Timofti că nu va susține o astfel de candidatură și că are șanse zero pentru ca să treacă de votul în Parlament? Până acum lucrurile sunt flexante de complicația Republica Moldova pentru că nu toți jucătorii respectă regulile de joc și nu toți utilizează doar cărțile care sunt la masa de joc. Până în minim ar fi două scenarii posibile. În acel moment, așa cum reușesc de la București să le repetez, să zicem un scenariu mare A, în care ar fi cinci etape. Pornind de la poziția foarte puternică pe care o are un Plahotniuc în Parlament și controlează anumite instituții în Republica Moldova, guvernul Sturza, candidatura domnului Sturza nu are nicio șansă să treacă. Deci, prima etapă ar fi cade candidatura domnului Sturza, etapa a doua, permiterea președintelui Timofti, impeachmentul despre care vorbeam și noi mai devreme. A treia etapă, foarte simplu, Candu, fiind președinte interimar al țării, care îl numește în secundă de pe Plahotniuc în poziția de prim-ministru. Etapa următoare, a cincea, să spunem, în martie, când se întinește Sorocul, ar fi ales de către Parlament această majoritate, deși e greu de crezut că i-ar putea să se înfirite o majoritate de 3-5 pentru alegerea unui președinte, de exemplu, persoana domnului Candu. Și atunci, în cazul acesta, am avea o stabilitate politică încă vreo 3 ani în Republica Moldova. Problema e dacă rezistă Moldova unei astfel de stabilități politice. Scenariul B, pur și simplu, trece candidatura domnului Sturza, o coaliție ad hoc se formează în spatele de ministrare și susține guvernul până în primăvară. Etapa a treia, în martie, cel mai probabil nu se va alege președintele. În aprilie, mai criză politică va fi sentit guvernul Sturza în Parlament, cu anticipate în mai iunie, despre care s-a anticipat de s-au trebuit. Să vedem care sunt prioritățile în acest moment care reduce Moldova. Acum, sigur, noi discutăm din punct de vedere al unor argumente logice,
că nu știu dacă sunt luate neapărat în seamă de decidenți de la Chișinău. Prioritatea numărul 1 mi se pare a fi trecerea iernii. Se pune că Moldova într-o gravă criză economică. Există risc unui colaps financiar. Se pune problema unor ajutoare financiare, unor finanțări din exterior. Domnule Goșu, aș vrea să vă întreb dacă Sturza astăzi este cea mai bună candidatură pentru Republica Moldova. Dumnealui a și postat pe una dintre rețelele de socializare despre faptul că în cazul în care acesta ajunge la șefia cabinetului de ministri, atunci s-ar debloca și finanțările de externe, aici mă refer probabil la, și la Fondul Monetar Internațional, la un memorandum cu Fondul Monetar Internațional, dar și pe partea energetică. Astăzi, domnul Sturza, în opinia dumneavoastră, este o soluție mai bună decât scenariul despre care vorbeați inițial, scenariul A în care vorbim despre impeachment. Care este cea mai bună soluție pentru pe care o vedeți? Acum, dacă lucram în laborator, sigur că, de departe, soluția scurtă este cea mai bună pentru Republica Moldova, numai că nu trebuie să lucrăm cu materialul clientului, ori materialul care îl aflăm în Republica Moldova, nu e, cum să spun, cel mai dătător de optimist cu putință. Da, domnul Sturz are relații în Occident, da, domnul Sturz are o imagine bună, menținută în toți acești ani, este un om de relații, este un om care știe să construiască echipă, dar în același timp este un om care n-are echipă în Parlamentul Republicii Moldova și care, până la urmă, desprins fiind de vremea de 15 ani de realitățile de acolo, nu știu cât mai e dânsul de lucruri foarte, foarte complicate. Pot să spun, da, scurtă o candidatură bună din rațiuni de politică externă, din rațiuni de obținerea finanțării, din rațiuni de politică internă, pentru că, practic, ce a făcut astăzi președintele Timofti, el a salvat în ultimul moment, cred, Republica Moldova din captivitatea în care, să spun, aproape intrase cu totul. Domnule Goșu, dar dacă mă auziți, putem face astăzi o paralelă între domnul Sturza și domnul Dacian Cioloș, un tehnocrat care a venit și a unit partidele în Parlament? Vedeți, ar putea exista o asemenea conciliere și în Parlamentul din Republica Moldova, când un tehnocrat, să zicem, ar putea să unească partidele în jurul său, să adune voturi? Putem lucra cu acest simbol, e mai degrabă un simbol. Întotdeauna revoluțiile din România au reprezentat o sursă de inspirație pentru ce se întâmplă la Chișinău și din rațiuni, să spunem, mai degrabă mercantile. Dar și bine ca Republica Moldova să vadă un astfel de model la București, spun că, sigur, candidatura domnului Sturza ar putea fi interpretată și în această paradigmă. Acum, totuși, trebuie să acceptați că realitățile din Republica Moldova, politice, economice, justiția, sunt foarte mult diferite de ce se întâmplă la Chișinău, din păcate, pentru prezent. Sper că în viitor lucrurile se evoluează totuși într-o direcție pozitivă, în sensul în care și Republica Moldova să fie eliberată din aceste chingi ale unui om care controlează practic o țară, fie ea și mintea în Republica Moldova. Domnule Goșu, vă mulțumesc foarte mult pentru comentarii. Seară bună să aveți. Am văzut care au fost declarațiile domnului Iarman Goșu, analist politic din România, încercând să facem și o paralelă între Dacian Cioloș și Ion Sturza în continuare. Ce părere aveți despre o asemenea paralelă? Ar fi posibil în Republica Moldova domnul Sturza să adune voturi în Parlament, să unească cumva toate partide sau mai multe partide parlamentare? Acolo situația este cu totul altă. Este an electoral 2016. Victor Ponta era cu dosare penale, foarte multe probleme de imagine. Partidul Național Liberal n-a vrut să-și asume guvernul într-un an electoral și s-a mers pe această variantă Dacian Cioloș. Este și un cu totul alt nivel al responsabilității politice. A fost votat practic peste 80% din deputați și senatori. Paralelă nu cred că poate să existe. Eu aș vrea să mă opresc un pic la ideea demiterii președintelui, care nu mi se pare chiar atât de simplă, pentru că este totuși nevoie de 71 de deputați care teoretic pot să fie găsiți la comuniști, democrați și socialiști, plus niște neafiliați ruși.
de pe undeva pot să fie găsiți, dar eu aș vrea să văd cu ce argumente va mai veni Partidul Democrat după ce respingi guvernul Sturza, un guvern relativ bun. Cu ce argumente ai mai venit în fața societății să-ți motivezi... Un candidat Sturza, nu un guvern. După ce ai demis guvernul Streleț, asta e mai... După ce ai demis guvernul Streleț, după ce ai respins echipa Sturza, cum ți-ai mai motivat un nou vot alături de Dodon, tu declarându-te pro-european, luptând pentru valori europene și nu mai știu ce... Cum ți-ai motiva această decizie? Și eu sunt sigur că dacă se va ajunge, se va întinde atât de mult coarda, acest popor care a demonstrat că poate să protesteze, poate să demonstreze că se trezește mult mai mult decât a demonstrat-o la 6 septembrie. Eu sunt absolut sigur de acest lucru. De fapt, eu nu văd atât de mult o strategie extraordinar de bine gândită din partea Partidului Democrat și a lui Plahotniuc, cât mai mult ceva disperare. Uh-huh. Mai ales din momentul în care a decis să se dispenseze de Filat și să-l trimită la pușcărie, a început să-și dărâme propriul imperiu. Iar cea mai mare greșeală a fost atunci când a fost demis guvernul Feleț, fiind sigur probabil că va găsi foarte rapid voturile necesare pentru a fi votat el sau Candu sau Leancă în funcție de premier, lucrurile nu au fost deloc așa. Atunci când vezi că 8 săptămâni toată strategia ta nu poate să iasă, această ieșire total hazardată din punctul meu de vedere pe care o a avut-o el aseară, acest tupeu și... cât de mult insistă pe candidatura sa, pe candidatul Plahotniuc, Partidul Democrat, să știți că creează probleme chiar în organizațiile teritoriale ale Partidului Democrat. Eu acum sunt implicat în procedura de colectare a semnăturilor pentru inițierea referendumului prin modificarea Constituției și discut inclusiv cu primari din partea Partidului Democrat, care sunt foarte deschiși în pofida indicațiilor de la centru, pentru că Partidul Democrat a dat indicații foarte clare ca primarii din PD să saboteze această procedură. Să știți că sunt primari din PD care sunt deschiși a acestei proceduri, care nu pot să explice ceea ce se întâmplă la centru și nu pot să înțeleagă de ce Plahotniuc, dar mai ales Diacov, Lupu, Candu insistă atât de mult pe Plahotniuc. Dau dreptate, dar vreau să-ți spun că ei sunt declarativi așa. În PD există o frică foarte mare, atâta timp cât Plahotniuc este. Domnule Țicu, dar să știți că cu 3 săptămâni în urmă un primar al Partidului Democrat mi-a propus să ne întâlnim la benzinărie la ora 7 dimineață pentru a nu-l vedea nimeni. Iar acum, un primar al Partidului Democrat, fără nicio problemă, te primești în cabinetul său de la primărie. Eu cred că este o diferență și această frică cam dispare. Da, ea există. Există în unele raioane, spre exemplu, voi da exemplu Rezine, acolo unde este o teroare extraordinară. Este o abordare criminală, așa, de stil mafiot. Dar să știți că inclusiv în Partidul Democrat sunt persoane decente care s-au săturat de toată această abordare criminală de care vorbiți. Și acest buboi va exploda, iar momentul critic în care va exploda este atunci când Plahotniuc din nou se va alătura de Dodon și de Voronin și vor încerca să demită președintele. O să urmărim și un subiect realizat de colegii noștri de la Știri, apropo despre anunțul făcut de oligarhul Vladimir Plahotniuc că revine în politică. Anunțul a fost făcut, așa cum am vorbit, pe o rețea de socializare, în jurul orei 3 noaptea. Revin în Partidul Democrat și voi participa în mod direct la formarea majorității parlamentare, a scris politicianul. Scopul meu și al PDM este să participăm la crearea unei majorități care să asigure un suport politic consistent pentru ceea ce are nevoie Republica Moldova acum. O terapie de șoc care să o scoată din criza în care se află atât economic și social cât și politic. Vladimir Plahotniuc și-a anunțat revenirea în politică după ce săptămâna trecută șeful statului a refuzat să propună candidatură la funcție de prim-ministru. Precizăm că săptămâna trecută un grup de europarlamentari au atenționat că insistența Partidului Democrat de a-l promova pe controversatul om de afaceri Vladimir Plahotniuc la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova este similară trădării de țară și că acuzațiile acumulate de controversatul om de afaceri de-a lungul anilor nu doar că nu-l califică pentru acest post, dar demonstrează abandonarea principiilor de integrare europeană.
Potrivit ultimului barometru al opiniei publice, peste 90% din moldoveni nu au încredere în Vladimir Plahotniuc. Curios să analizăm ce înseamnă terapie de șoc în viziunea lui Plahotniuc și cu ce parteneri externi s-ar fi întâlnit, care să-i fi spus și să-l fi îndemnat să revină în politică, deși nici nu a plecat prea departe. Eu terapia de șoc o asociez electroșocului. Da, așa mi se pare că deja, da, deja asta va fi în Republica Moldova, pentru că bandiții lui prin toată Moldova fac niște dezmățuri, deci s-au întors toată această nebunie a anilor 90, pentru că doar oamenii care au încredere în faptul că nu vor fi pedepsiți pot acționa într-un mod atât de deschis banditesc în Republica Moldova față de oameni de afaceri, față de personalități incomode, față de mediul de afaceri și așa mai departe. Deci noi trăim într-adevăr într-un coșmar, dar noi aici am discutat împreună în pauză despre o componentă externă foarte importantă. Eu aș lega-o și aș discuta-o. Mie mi se pare că reîntoarcerea lui Plahotniuc este într-adevăr un semn al disperării și un semn al revenirii în fața unei armate pe care o va conduce cu garanțiile Moscovei, pentru că altfel nu pot explica. Eu am spus de mai multe ori, PD-ul, dincolo de această aură de pan-europism și eurointegrare, este un partid prorus și euroasiatic. Deci eu mi-aduc aminte foarte bine lupul, relațiile cu Edina Erasia, Diaco, pozele lui căgăbiste, și vizita președintelui Cârgăstanului, multe alte lucruri care s-au întâmplat și care arată clar că acest partid sabotează traseul. Și aici putem aduce în discuție și acea alertă cu bombă, care a fost ieri dimineață, când toată lumea a fost evacuată și un singur avion, particular Alvaro Fioraer, a plecat spre Moscova. La plural, vă rog frumos, pentru că n-a fost numai la aeroport, dar și în portul Giurgiulești. Și în portul Giurgiulești. Și uitați-vă la discursul. Ce a vrut să spună? Care este mesajul la acestor evenimente care s-au produs ieri dimineață, inclusiv pe lângă cei ce... Eu vreau doar să închei că, deci, uitați-vă la discursul lui Socor, care este profund anti-Plahotniuc, dincolo de dimensiunea analitică pe care ar trebui să o aibă. Și discursul pro-PLDM, așa, și susținerea lui Timofti. Timofti n-a făcut gesturi de genul ăsta niciodată în anii în care el a fost președinte de țară. Cu siguranță are garanții externe care au venit din partea factorilor decizii, fie americani, fie europeni, care au spus că Sturza este candidatura și Sturza este un om credibil la nivel european și în mediile americane, pentru că deci, deja are o anumită personalitate conturată. Este om de afaceri care este suficient pentru sine pentru a-și putea propune altceva decât doar urmărirea unui egoism materialist particular. Prin urmare, dincolo de acest aspect intern al problematicii, noi avem, de fapt, o confruntare între două masive geopolitici care, prin acești reprezentanți la nivel local, încearcă să controleze piața politică în Republica Moldova. Da, domnule Trăguț, știu, doar să interveniți. Acum problema este în partidele noastre politice. Pentru că domnul Țicu are dreptate. Ne place sau nu, în Parlament se vor confrunta două ideologii. Sau două strategii, dacă vreți. Strategia europeană și strategia euroasiatică. Și acum partidele politice, chiar în Partidul Liberal, care am zis la început că este într-un fel sau altul captiva PD-ului, va trebui să decidă, pentru că în situația asta, Sturza, având susținerea americanilor și europenilor, care îl acceptă, apropo, destul de ușor în cluburile lor de discuții, și Sturza a spus de mai multe ori despre acest lucru, deci în mod sigur vine cu sprijinul lor. Iar Partidul Democrat a alunecat profund spre stânga și s-a văzut foarte mult. În primul rând să nu uităm de ajutorul pe care l-a acordat socialiștilor la crearea postului de televiziune. Da, și timpul a ajutat. Dar nu crea... Okay. Dar spre est. Bun, hai să zicem de stânga, da? Zicem de stânga și această platformă social-democrată pretinsă tot de stânga, cu un suport mai mult sau mai puțin camuflat. Cel puțin Dodon nu cred că va fi tot atât de verbal la adresa PD-ului cum a fost până acum.
Și un lucru foarte interesant, USATI nu mai este partenerul lui Dodon. Deci ceva se întâmplă cu partidul lui USATI, s-ar putea ca acest partid să treacă iarăși din nou prin aceeași experiență pe care a avut-o în timpul alegerilor parlamentare, și să aibă un deja vu aproape 100%. Eu nu știu cum se va întâmpla, dar probabil că USATI simte că trebuie să dispară din politica moldovenească. Și atunci partidele noastre de dreapta, fostele componente ale ei sau așa numitele europene, vor trebui să decidă. Și se vor limpezi apele și la noi. Eu nu cred că Partidul Popular European va mai putea să cocheteze foarte mult cu PD-ul, pentru că PPE-ul este un partid care mizează foarte mult pe sprijinul germanilor. Dar și germanii la adresa, la rândul lor, au o relație foarte bună cu rușii, așa că Chiar am fost ieri la Casa de pe Ganiță. Este un spectacol absolut fenomenal despre această relație. La Eminescu se joacă. Relații foarte interesante între Germania și Rusia în privința împărțirilor în spațiu post-sovietic. Acum, cred că nu este timpul să discutăm la nivel geopolitic la Berlin. Nu, dar trebuie mereu să fim atenți la acest detaliu. Este chiar foarte, foarte viabil și valabil tot ceea ce se întâmplă și ceea ce se discute, pentru că eu văd clar după felul cum a acționat Timofte. Deci Timofte n-ar fi îndrăznit niciodată dacă nu obținea garanții să acționeze din punct de vedere politic. Încă un argument care ar susține ideea mea că Plahotniuc și Partidul Democrat au totuși șanse mici de reușită, este și mesajul de vineri, sau când a avut domnul președinte în întâlnire cu ambasadorii, vineri, în care ambasadorii și chiar cine a făcut acel comunicat a ținut foarte bine să precizeze că ambasadorul german s-a declarat șocat și s-a făcut accent pe acest lucru. Plus, revin la mesajul Ambasadei Statelor Unite, postat exact atunci când se afla Sturza la președinție. Nu poți, în această situație, Republica Moldova nu are nicio șansă să supraviețuiască fără Uniunea Europeană și fără precedent. Un detaliu care parte nu este important, dar totuși este interesant. De ce americanii care sunt diplomați, nu învățăcei, dar diplomați de carieră, trebuia să facă această greșeală în aparență, da? Să placeze acest comunicat exact în momentul în care la președinție se află viitorul candidat. Ar trebui să se înțeleagă că acesta este un om agreat de americani. Da, și nu este prima dată când domnul Petit face astfel de greșeli, pentru că chiar și în acest studio am făcut declarații foarte dure, chiar dacă v-au luat tot îndreptate împotriva Partidului Democrat. Acum Plahotniuc nu are decât o șansă să se declare clar prorus, să dea mâna deschis cu Dodon, deși și ăsta este un scenariu aproape SF, pentru că Dodon își pune capăt carierei politice. Eu și azi l-am auzit că nu votează nici pe Plahotniuc, nici pe nimeni. Dodon este tot într-o situație foarte dificilă, pentru că are niște angajamente. Domnul Târguț foarte bine a menționat chestia cu televiziunea. Dacă Plahotniuc a fost într-adevăr ieri la Moscova, problema se complică și mai mult. Însă, eu cred că tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă în favoarea Republicii Moldova. Ce se întâmplă exact în această perioadă, pentru că apele se limpezesc și pentru că s-ar putea, cu ceva demnitate, cu ceva curaj și cu un joc al hazardului fericit, să scăpăm de această grupare criminală Plahotniuc, care, iată, controlează de ani. Avem expoziție în calitate de concluzie. Care este scenariul pe care îl vezi că se va aplica în Republica Moldova într-o propoziție? Se va trage de timp și se va ajunge probabil la alegeri anticipate. Cu Plahotniuc sau fără, vom trece pentru o terapie de șoc. Eu sper foarte mult că se va vota acest guvern, pentru că nu există alternativă. Altfel vom avea zile interesante în Republica Moldova în 2016. De șoc, probabil. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru discuții, doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. La ora expertizii ne revedem și mâine la aceeași oră. Toate bune!